Merge. Și zăpada e de 3 metri. Da, da, da. E, na. Bun, asta merg. Se vede. Hai. Stația meteo Iezer se află pe acel munte la... Încă o dată. Ce n-ai băsat? Calcă hotărât. Da, na. Tu știi cum e de desubt. Da. Stația meteo Iezer se află pe acel munte la aproape 1800 de metri altitudine. Nu pleacă nimeni la deal, nu pleacă nimeni la deal. Termosurile cu ceaiuri sunt pregătite deja, vă așteaptă, serviciurile sunt făcute. Nu pleacă nimeni la deal, numai încercăm să vedem unde vă întâlniți cu victima să o coborâți la vale. Deci, după cum vedeți, vremea și aici jos la bază nu e tocmai favorabilă. În comunicatele care mi le dau colegii mei, vizibilitatea este zero. Viscolul e mare, vântul suflă în rafale. Iertați-mă puțin dacă... Cu câți oameni lucrați acolo? Acum lucrez cu, din datele mele, echipa de prim suport este formată din 6 persoane. Mai avem încă 5. Încă 5 persoane plus 4 utilaje gen snowmobil care au mers și ei să dea o mână de ajutor cu ce ne pot ajuta ei. Principalele dificultăți? Principalele dificultăți, în primul rând, e zăpada foarte mare, condițiile meteo zero, de temperatură minus 10 grade, comunicată de cei de la stație, și panta peste 45 de grade. Ce ați aflat despre victime? Ce stare sunt? Deci una este în stare bună, să spunem așa, se mișcă, se deplasează, nu a avut nevoie decât de intervenții minime, probabil are o contuzie sau două. A doua este lovită, acuză dureri la umăr și dureri în zona bazinului și la picioare. Aveți la coloană. Puteți întoarce mâna stângă. Vine la cap. Da. Întoarceți-l. Stați așa. La comandă. Da? Te duci încolo.